mai câștigăm câteva minute prețioase și pentru noi și pentru dumneavoastră. Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1, litera A din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 52 din 20 aprilie 2022, emisă de domnul primar. Din consultarea condiții de prezență, constat că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Stanciu Gheorghe. Ședința, deci fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Înainte de a intra în regulile noastre, respectiv ordinea de zi și deliberarea ei, am rugămintea și sunt convins de bunăvoința dumneavoastră să parcurgem împreună un moment deosebit în fața comunității, spuneți cum vreți, festiv, dar cel puțin în onoarea doamnei director de la Școala Bogdanen, declară Cristina, fără de altă putem considera ca acasă. Eu am invitat-o și în mod firesc, următoarele considerente. Școala Bogdanen sau institutele școlare, dacă vreți, școala gimnazială, care avem aici, un ciclu primar, gimnazială, grădinița, reprezentăm împreună instituția culturală, educațională de pe teritoriul comunei. Este superflu că mai comentăm importanța educației pentru oricare entitate umană, pornind de la ceea ce înseamnă comunitatea din Bogdănești și până la entitatea națională. Cunoaștem cu toții că instituțiile statului în general și în peste pe față instituția educațională se conduce după o legislație, dar mai de legislația ultima lege care este în vigoare, deși a adoptat multe modificări, este legea educației naționale numărul 1 din ianuarie 2011. Nu întâmplător putem corobora legea 1 din ianuarie. Conform legislației, unitățile școlare sunt conduse de directori. Tot aceea legislație prevede că alegerea directorului se face conform legii, în urma unui concurs. Doamna profesoară Teclaru Cristina a trecut cu brio de acest concurs și printr-o decizie a inspectorului școlar județean a fost numită director la unitățile școlare din Bogdănești de o perioadă de 4 ani. Am considerat că, fiind un moment deosebit pentru instituția școlară, că, în fond, doamna profesoară reprezintă o instituție. O instituție hotărătoare pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul comunității, la fel cum persoana subsemnatului reprezintă comuna, comunitatea. Pe raport administrativ financiar, doamna reprezintă conducerea executivă a școlii și are calitatea de ordonator de credit. Și dacă acceptăm ceea ce stabilește legislația referitoare la administrația comunei, eu reprezint ordonatorul principal de credit. Deci, în mod firesc, există o interferență între activitatea care se desfășoară la nivel de primărie, Consiliul Local și conducerea executivă a școlii. Pentru
mine este și un moment emoțional. O să mă abat un pic de la așa numitul lembar de lemn și mă pot explicita. În primul rând este o doamnă. Am mai colaborat foarte bine cu doamna proprietară Grigore și dacă vreți, emoțiile vin și de la familia dânsei. Unul dintre părinți, respectiv mama, care se numea Stanță în școala generală, mi-a fost colegă de clasă. Asta arată ce vârstă am, indirect. Și cu atât mai mult, tot pe temeiul legii, este un moment festiv, pentru că între cele două entități, respectiv instituția primară și conducerea executivă, instituția directorului de școală, director plin, normal, legea 1 din 2011 prevedea că la fiecare școală am avut ocazia să stau de vorbă cu unul din conducătorii politici importanți ai vremei și le-am atenționat că nu prea se respectă prevederea legii, în sensul că există un singur director care duce foarte greu, practic, ambele aspecte care sunt necesare în cadrul școlii, respectiv partea administrativă și partea educațională. Nu știu, eu am fost atent, ocazional, în ultimul timp, se discută că Ministerul se va gândi, într-adevăr, să existe și un director educațional, probabil este mai mult. Sunt convins, pentru că am gerat această funcție, îți va fi de ajutor, ca altfel, într-adevăr, într-un sistem suficient de birocratizat și suficient de complex. Dar pe partea administrativă e greu ca să duci singură și partea educațională, bănuiesc. Este un agrement deosebit pentru mine, să știu că, într-adevăr, Institutul Școlar are ca director un doamne. Eu am mai mult încredere în doamne care dețin funcții publice de conducere. Sunt mai puțin predispuse la compromisuri, mai ales la niște compromisuri care nu duc în direcția cea bună. Am avut relații bune și cu domnul fost director, domnul profesor Pete. Dar, repet, mergând pe linia tradisciplinei, am unei constatări personale, am toată încrederea și am invitat-o aici ca să o cunoașteți în mod oficial, pentru că va relaționa cu toată lumea, pentru Consiliul Local al Provocării. Acum bugetul este în execuție și la nivel de școală vor mai fi rectificări. Am avut o discuție informală cu doamna director Teclaru Cristina și am făcut, practic, un schimb în ceea ce privește viziunea fiecăruia. A mea obligatorie pentru toată comunitate și atunci a fost extrem de interesantă pentru mine, cum vede, fiind la început de drum și 4 ani nu înseamnă puțin, deci trebuie și încurajată, în mod firesc, cum vede din interior cam ceea ce ar trebui să însemne o viziune, o strategie, dacă vreți. Și am fost plăcut surprins, pentru că pe detalii, sigur, am obținut informații pe care eu nu le puteam reține și, în mod firesc, sunt convins și de acum că vom colabora pentru instituția școlară, pentru instituția educativă, pentru copiii, pentru părinții copilor pe care vom încerca să noi le dezamăgim. Am aici un model de contract care se numește contract de management administrativ-financiar,
vom semna ca să rămână amintire și pentru dânsa, și pentru mine, și pentru noi toți. Va fi un document util și așa mai departe. O invit pe doamna să semneze mai întâi aceste lucruri la sfârșit. Deci v-am anunțat cum se numește contract de management administrativ financiar. Deci semnăm pe rând. Nu știu, îl punem deoparte, după aia le partajăm. Tot la ultima pagină. O să le autentificăm, o să le stampilăm după. De 28 de ani, asta îmi garantează cât de cât o relație potrivită, zic eu, spre bună, cu fiecare dintre dumneavoastră. Am colaborat și cu domnul primar o perioadă lungă, mi-a fost director, mi-am și dat și dragul lui cu dumneavoastră. Știu ce înseamnă relația aceasta și de subaltern. Sper să colaborăm în continuare foarte bine pe tot ce înseamnă nevoile școlii. Ceea ce ține de noi, ca și cadre, am sprijinul colegilor și aștept și sprijin din partea dumneavoastră. Și cu siguranță voi primi. Eu mă bucur că m-ați primit cu brațele deschise și sper că colaborare. Aș mai face o observație pentru înțelegerea situației prin care colaborăm, că nu mai există relație. Ai scăpat. Eu mă bucur că ai supraviețuit, uitați-mi de examenul de grață. Mă bucur că vă amintiți. Eu răspund direct la instituția școlară de bunurile publice, respectiv clădirea și terenul. Dacă vrem să facem o investiție sau o dezafectare, o desfințare, atunci e treaba primăriei. Doamna director care reprezintă conducerea executivă răspunde de toată averea care nu este publică. Băncile din clase, calculatoarele, tablourile și așa mai departe, inclusiv tabla și creta, cu care ne-a molestat domnul profesor Ticlaru Bătoț, sunt în răspunderea directă a doamnei. Felicitări, mă bucur și acum, dacă nu, da. Ca să vă las să vă desfășurați. Nu, să vă las, sunteți în și am văzut că aveți treabă. La școală. La școală, da. Felicitări. Mulțumesc. O zi bună, scor la școală. Răspunde
consilierul la podul. Deci, în mod normal, trebuia supus la vot domnul președinte, dacă suntem de acord sau nu cu acest punct, nu? Că ăsta s-a legat peste ordinea de zi. Eu nu întreb că era cineva acolo. Nu, eu sunt la Carapa, vă rog frumos să tăceți din gură, nu m-am întrebat cu Franța. Nu dumneavoastră conduce ședințe, președintele de comisie. Putem continua? Deci președintele de comisie. Am înțeles. Nu știu. Nu l-au fost ce ce trebuie ședință cu comisie. Da. Deci pot să, cu multă întrebare, pot să reamintesc ordinea de zi, care propune următoare. Un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe Trâmbiat Ponte, inițiator cu semnatul. Urmează tot un proiect de hotărâre privind stabilirea salariul de bază lunară pentru funcționare publică, personală contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești pentru anul 2022, inițiator cu semnată. Continuăm. Deci, mare majoritate înseamnă proiecte de hotărâre. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator domnul viceprimar. Proiect de hotărâre urmează privind aprobarea listei partizilor cu masa lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată cu Comunei Bogdănești, deci expoziție de anul 2022. Inițiator domnul viceprimar. Următorul punct, adică al cincilea, înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de masă lemnoasă provenită din pășunea împădurită din fondul forestier proprietate privată Comunei Bogdănești pentru a se exploata în 2022, inițiator domnul viceprimar. Și, în fine, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 60.939, înscris în cartea funciară cu același număr, au ATE Bogdănești de Tăbacău, inițiator domnul viceprimar. Și, obișnuința noastră, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată, ce ne este pentru. Mulțumesc. Numai că predau ștafeta președintelui de ședință. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta. Da, deci procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost redactat, dar nu a ajuns în timp util în dezbaterea pe comisie și rămâne să fie aprobat în ședința următoare. Mulțumesc. Acum trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare de domeniul 2022, inițiator de trecere la reamintirea proiectului de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2022, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuzeanu Romelea, consilierul, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul ultim, adică al treilea, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Joi Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primarului Comunei Bogdănești și instituției prefectului de Bacău. Facem asta la 3 luni, dacă o mai închis, pe situația de excepție la trimestrul al 4-lea, undeva spre sfârșitul lunii decembrie. Este firesc să executăm acest raport, această informare publică, pentru că așa prevede legislația în vigoare, mai ales legea finanțelor publice, publice locale 273-2006, modificată și completată. Deci, este considerat că principal este transparența cheltuirii banului public. Și pentru deliberarea firească. Raportul
compartimentului de specialitate prezintă următoarea situație. Normal că de aici am luat informațiile folosite și în referatul de aprobare. Raportul este domnit de doamna contabil Răcuțeanu Romelea, care ne prezintă următoarele. În conformitate cu legea privind finanțele publice, numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanță de ordinanță 63/2010, articolul 49, alineată 12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analize și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor în 2000 de două secțiuni. Bugetul local cuprinde venituri proprii și cheltuielile unități de învățământ preuniversitar de stat, administrație publice locale, a unității de cultură, asistență socială, protecția persoanelor cu handicap, servicii de dezvoltare publică, transport. Execuția bugetului local la finele trimestrului 1 al anului 2022 se prezintă conform acestei anexe. De interes și care refer pentru deliberare sunt considerente concluziile pe care le desprinde autoarea raportului. În esență, ele sunt următoarele. Veniturile proprii previzionate asimplată în trimestrul 1-2022 au fost în sumă de 546.000 lei și s-a încasat suma mai mult decât dublu, aproape 1.078.603 lei, ceea ce reprezintă un proces de realizare a planului de 198, ceea ce constatăm la fiecare început de an. Iar total venituri secțiunea de funcționare și de dezvoltare previzionată a semplasa în trimestrul 1 au fost în sumă de 3.058.000 lei, iar încasate în sumă de 2.243.528, realizându-se un procent de realizare a planului de 79%. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și de dezvoltare previzionată pe trimestrul 1-2022 au fost în sumă de 3.068.000 lei și realizate în sumă de 1.536.363 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 50%. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare au plan suma de 3.068.000 lei și s-au cheltuit suma de 1.536.363 lei, ceea ce duce la un procent de realizare de 50%. Aceasta demonstrând că cheltuielile au fost făcute cu responsabilitate, respectiv prevederile legale. Veniturile proprii previzionate pe trimestrul 1-2022 au fost realizate în procent de 198%, deoarece s-au făcut înștiințări de plată, iar cei înștiințați de plată au venit la sediul primăriei și au achitat datorile, s-au înființat opriri, iar datorită bonificației acordate la plată au venit mulți contribuabili și au achitat debitele beneficiind de bonificație. Cheltuielile au fost efectuate în funcție de prevederile legale și în funcție de angajamente legale stabilite în buget. La secțiunea de dezvoltare, planul de venituri a fost de 2 milioane lei, iar cheltuielile efectuate în trimestrul 1 au fost în sumă de 850.671 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 46%, vorba de investiții. Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare au fost de 46%, întrucât timpul fiind favorabil, s-a putut desfășura lucrări pentru realizarea investiției apă potabilă și canalizare în statele Filipești și Bogdănești, unde s-au executat și plăți în sumă de 850.671 lei, acest fapt asigurând un procent de realizare a cheltuielilor de 46%. Față de cele prezentate, mai sus, propun Consiliul Local Bogdănești aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe trimestrul 1-2022, conform anexelor 12-13 care se regăsesc la prezentul raport. Deocamdată atât. Mulțumesc! Domnul Ioan Dian, de bugetare. Comisia de specialitate, în urmă, a prezentat și proiectul la domnul Dumnezeu.
cineva din consilie, adică pe domnule Bani. Atunci, spune-mi la vot. Cine? Cine e cu ea? Da, de ce nu ne-a pintat din votul proiectul de hotărâre prin depunerea execuției bugetului de primul comun? A fost acolo. Mulțumesc. Înapoi cu numărul 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază de mare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Românești, județul Bacău, pentru anul 2022. Funcția cu votul în primarie. Da, mulțumesc. Este, de fapt, o reluare, primă formă nefiind agreată, conform legislației. Consiliul Local este cel care stabilește salariile de bază lunară pentru funcționare publică și personală contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bogdan Nedelcea Bacău pentru anul 2022. Eu am propus următoare, la primul articol, stabilirea cu data de 1.1.2022 a salariului de bază lunară pentru funcționare publică și personală contractual din aparatul de specialitate al primarului comunului Bogdan Nedelcea Bacău pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romelea, consilier și doamna Toma Viorica, referent resurse umane în aparatul de specialitate al firmelor Comunei Bogdanești. Și articolul al treilea propune ca după aprobare, secretarul general Comunei, domnul Joi Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul de financiar contabilitate, doamna Toma Viorica, instituție prefectul de Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Atât, deocamdată. Mulțumim. Comisia de specialitate, am analizat și acest proiect al unui de zi, ne-am avizat favorabil proiectul, doar cu un amendament, atunci la proiectul, la articolul numărul 1, scrie cu data de 1-a și ar fi trebuit cu 1-a 5-a, pentru că retroactiv, conform legii, nu putem lăsa analizarea cu 1-a 3-a. Bine, eu fac datoria și proiectul care am făcut acest considerent. Pentru că atât legislația sectorială, cât și un reprezentant al Curții de Conturi ne-a spus clar și alte comunicări au procedat. Au scos o hotărâre de Consiliu în luna decembrie pentru anul următor. Sau pe lege, după aprobarea bugetului, bugetul a fost aprobat anterior. Acum s-a mai consumat timp și cu lipsa de agrement la prima variantă. Eu așa am considerat că este legal. Atât. Și dumneavoastră, a fost cu 1-a 4-a, deci amendamentul nostru este cu 1-a 5-a. Supunem la vot atunci pentru 1-a 5-a, care e bine. De ce nu mai avem tot de tributuri? De ce am avut numărul 3? Păi de putere de timp la privarea apului adicional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău, numărul 180, pe 2157, din 6-a 5-a 2015, în următoarele subsemnatul. Având în vedere că văd de directive Consiliului European din numărul 1999-31 privind depozitarea deșeurilor, ce am spus în legislația națională de 349 din 2005, privind depozitarea deșeurilor, cu vedere obiectului solicitantului axa prioritară 2, impozit mediu, domeniul major al investiției. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare,
de utilități publice, numărul 51 din 2006, de comunicată modificările și obiectările ulterioare. Prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 108 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare statutul de asociație de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 131 din 1926, din 11.04.2011, încheiat între Ministrul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean. Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesionarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău, numărul 280/2957 din 5.06.2015, încheiat cu SECE compania Rompret Servicii S.A. Având în vedere adresa ADIS Bacău, numărul 3344 din 29.02.2021, adresa Rompret, numărul 150 din 23.02.2022 și adresa Rompret, 738 din 4.03.2022. Având în vedere, totodată, principalul menținere echilibrului contractual, prevăzut în articolul 25 din legea 101/2006 a Serviciului de Salubritate și a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare. Văzând prevederile articolului 6 din ordinul 109/2006, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice, serviciului de salubrizare. Cunoscând prevederile hotărârii AGRA, ADIS Bacău numărul 3, pe 21.04.2021, privind aprobarea de principiu a colectării deșeurilor, reciclate din sistemul din parte în parte, ținând cont de prevederile ordinului 2021 privind regimul deșeurilor. În termenul de articol 136 alineatul 1 din ONG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Mulțumesc! SECE companii vom trist servicii S.A. a următorul trecut la semnarea acordului adițional numărul 5 a contractului numărul 180/2007 din 6.05.2015 conform fișelor de fundamentare din anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 5 contractual 1957 din 6.05.2015 conform anexei numărul 2 care face parte încetată din prezenta hotărâre, se acordă mandat președintele asociației Valentin Ivancea să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 5 cu anexele aferente conform anexei numărul 2 din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă modificarea anexei numărul 5 la contractul 180/2957 din 6.05.2015 în sensul modificării sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile de la punctele fixe în sistemul de colectare din poartă în poartă, conform anexei numărul 3 la prezentul hotărâre. Articolul 4. Se împuternicește domnul Andrușcă Nicolae, având calitate de reprezentant al Comunei Bumbenești, la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, articolului 2 și articolului 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 4, Asociația de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc!
responsabilitate numărul 1, a avut favorabil la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dacă dintre colegii e cineva care... Da, domnul președinte, aș face o propunere vis-a-vis de biserica de la Filipești. Am înțeles că biserica nu a încheiat niciun contract vis-a-vis unui container sau ceva să fie cursat oricum. Putem totuși să ajutăm comunitatea pentru că nu știu, parcă mi se pare ridicol să pleci cu lumânarea și cu ce acolo să pleci cu ele acasă. Nu-i bai, dar parcă mi se pare cam sinistru, zic eu. Și un container, eu cred că putem să ajutăm biserica cu așa ceva. Eu vă răspund. Da. Normal și prin lege, părintele trebuie să vină să-și facă contract la primărie, cum și-a făcut și preotul de la Bogdan Mișchi. Și atunci când ești în contact. Și Filipești oricum e o comunitate mai mică și probabil că fonduri sunt mai puține. Mă gândeam că puteți să ajutați biserica că nu se va lua în fiecare bine. Probabil în interval de o lună, se va lua acel container. Eu am vorbit cu părintele Florin și mi-a zis că nu sunt. Da. Vedeți, dacă găsiți o modalitate... Poate găsiți o modalitate în container, să-l schimb din ăla micul, nu mare, pentru utilizat pentru cel necesar. Da, mulțumesc. Deci, mă rog. Care-i pentru? De acord cu opinia? De ce nu mai am uitat? De votul și acest proiect de hotărâre a fost la viitor. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre primit la aprobarea listei partidelor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2022, inițiatorul domnul viceprimar. Propun aprobarea listei partizelor din fondul forței de proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2023, care reprezintă anexa la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Procedura de vânzare a masei lemnoase pe picior provenită din partizele prevăzute în lista de partizi pentru anul 2022, respectiv APV 5201 și 5202, este de licitație publică cu stricare preselecție. Articolul 3. Prețurile de pornire la licitație vor fi următoare. APV numărul 1, 5201 cu 160 lei metru cub, la fel și numărul 2 de 5202 cu 160 lei metru cub. După aprobare, hotărârea se va comunica de către Secretarul General al Comunei, Mâncioiul Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate, compartimentul achiziții publice și instituția prefectului județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Mulțumesc. Așa. Comisia de specialitate numărul 3. Da. Comisia numărul 3. Ridicul a venit acest proiect favorabil. Mulțumesc. Dacă există o întrebare, ar cineva ceva de spus, privința... Atunci, spunem la urmă. Care e pentru? De ce nu mă întrebă de voturi și acest proiect de voturi? Deci, la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de masă lemnoasă provenită din pășunea împădurită din fondul forestier proprietate privată a Comunei Bogdănești pentru a se exploata în anul 2022, inițiator susținată. Propun articolul 1. Aprobarea listei marcării de masă lemnoasă provenită din pășunea împădurită de fondul forestier proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2022.
Articolul 2. Procedura de vânzare a masei lemnoase pe picior provenită din pășunea împădurită va fi de licitație publică cu strigare, cu preselecție, care se va desfășura ulterior. Articolul 3. După aprobarea, hotărârea se va comunica de către secretarul general al Comunei Bogdănești, Uncioiu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului achiziții publice și instituția prefectului județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Comisia de specialitate nr. 3. Da. Comisia nr. 3, juridic, a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dacă există o întrebare. Da, vreau să vă întreb din această masă lemnoasă pe care va fi luată de pe pășune și din pădurea privată, va provoziona și masă primăria? Nu. Am încercat. Păi, după părerea mea, eu zic că e mult mai ieftin să luați lemnul așa decât de la să faci o economie. Da, am încercat. A, dar nu se poate. Mai bine să dăm bani mulți. Da, corect. Nu mai da, mulțumesc. Aș vrea să vă întreb și eu. Cine este beneficiar de lemn? Deci se licitează să ia cineva de la Oidu sau de la Monești, da? Da. Eu cumpăr lemnul din Comuna Bogdănești, îl cumpăr de la Oidu, cu cât vrea el să mi-l dea. De ce nu se face pe comun? Doamne, revine la fiecare cetățean câte 7 metri de lemn. Căutăm, nu găsim din aia cu tot felul de cioate, cu tot felul de putregaie și lemnele noastre se duc pe alte lucruri. Deci aici ar trebui să fie atenți la licitație și să beneficieze cetățenii comuni. Lemnul se scoate la licitație și participă o anumită societate. El și-l vinde cu câștigul la licitație. Am înțeles, noi ca primării, ca Consiliul Local, domnule, lemnul care iese aici, îl vinzi la noi, nu-l vinzi peste mășuțări. Asta nu am dat, dacă înțeleg și vorba aia discuții cu cel care îl cumpără. De-aia, legal nu ai ce să-i faci, adică nu poți să-i impui. Ajungem iar la știința la Bogdănești. Cât singura posibilitatea aia ca să facem cu prezent servicii, să ne luăm mai bine legea pentru școală și lucrurile astea. Da, dar să ar fi cel mai bine să ne luăm mai bine pentru școală și pentru primărie. Da. Supunem la vot, care pentru? Da, deci cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest proiect de hotărâre, cu o singură mențiune doar. Acest proiect de hotărâre este o aprobare de principiu privind bancarea pe izlazul comunal. Urmând ca lemnul extras, urmează procedura care se urmează, respectiv să fie valorificat după ce a fost scos PSA. Cine câștigă licitația, exact. Da, și asta spun, n-ai cum să-i spui persoane în care... Dar cu câștigat licitația și-au plătit prețul cel mai mare sau care, mă rog, am dat așa judecat licitația, el face ce vreau cu el. Poate. Mulțumesc. Trecem în parte. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului imobilului cu numărul cadastral 60.939, înscris în cartea funciară, numărul 60.939, Avoate Bogdănești, Județul Bacău, inițiator semnatul. Propun, articolul 1, să se aprobe documentația de dezmembrare a terenului identificat cu numărul cadastral 60.939, intabulat în cartea funciară numărul 60.939 a UAT Bogdănești, Județul Bacău, conform schiței anexate la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Să se împuternicească primarul Comunei Bogdănești, în vederea reprezentării Comunei Bogdănești și a Consiliului Local al Comunei Bogdănești,
să semneze contractul de dezmembrare în formă autentică la notarul public și îndeplinirea tuturor formalităților legate în vederea dezmembrării imobilului sub identificat. Articolul 3. Taxele pentru efectuarea actelor de schimb să fie suportate de Comuna Bogdănești. Articolul 4. După aprobare, hotărârea se va comunica de către Secretarul General al Comunei Bogdănești, în temeiul prevăzut de lege, primarului Comunei Bogdănești, instituția prefectului județul Bacău, compartimentul financiar contabilitate, precum și soților Fudulache Ion și Fudulache Maura, și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdănești. Vă mulțumesc. Dacă Comisia de Specialitate numărul 3. Comisia numărul 3, juridic, a dat aviz favorabil. Așa aștept la ei. Mulțumesc. Dacă mai e o întrebare vis-a-vis de acest proiect. Eu da. Am o nevoasă și am încercat să lăbărez înainte de ședință, dar am reușit, pot reușesc acum. În ordinea să se scrie că vreau să puteți ai proiectul, aici scrie că e domnul primar. Eu ar vrea să mă adresez că vin inițiator, deci dacă stă dumneavoastră, nu? Despre ce teren concret e vorba? Eu ca că nu știu, dar am la 10. Este casă. Terenul care am făcut schimb pentru bazine, eu la care nu are în dreapta la noi, noi dăm o să ne facem bazin și SRT-ul și noi îi dăm mai în continuare la stația de epurare. Deci asta e vorba de terenul la stația de epurare, nu? Da, da. Asta ce se face despre epurare, terenul a fost 2500 sau ceva de genul. Da, 2000. Da, așa, și din care se desmembrează o suprafață care le dăm la schimb, de 1200 și nu știu cât. De atât, nu mi-explicam de ce taxele trebuiau plătit în primăria, cum am înțeles. Am înțeles, chiar. Mulțumesc. Mai e cineva care vrea să ne... Să punem la vot. Care e pentru? Da, deci, în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 7. Solicitări adresate Consiliul Local. Da, avem două solicitări. Una adresată de către domnul Petru Gheorghe. Este adresată Consiliul Local, a fost la mapă și a fost pentru rezolvare, a primit o viză aici pentru rezolvare domnului primar și domnului Andrușcu Constantin, de către domnul primar, dar fiind adresată Consiliului, eu fac datoria să vă citesc și dumneavoastră. Deci, subsemnatul Petru Gheorghe, domiciliat în Comuna Bogdănești, strada Săptămânul 76, județul Bacău, va duc la cunoștință următoarele. În zona străzii Tălbou, numărul 30 sau numărul 30-31, respectiv unde domiciliază familia Toma și familia Dierce, există un șans de drenare a apei pluviale, șans cu dimensiuni adecvate scurgerii torenților. Actualmente, dimensiunea acestui șans a fost diminuată de către familiile Toma și Dierce, scurgerea făcându-se printr-o țeavă de mici dimensiuni, ce nu poate prelua tot debitul de apă în zilele ploioase. În luna noiembrie 2020 am realizat lucrări de igienizare și curățare a șanțului, dar actualmente șanțul este plin de gunoaie, resturi menajere, pietre, pungi de plastic, crengi care blochează scurgerea apei. În dese rânduri am intenționat pe domnii Toma și Ghețu să mențină zona șanțului în bune condiții de scurgere a apei, însă aceștia nu au interprins nimic în acest sens, șanțul fiind plin de gunoaie, constituind o sursă de infecție. Vă rog să luați măsuri ca în cel mai scurt timp, respectivii cetățeni să curețe și să dreneze zona șanțului, șanțul în zona locuințelor lor, pentru a asigura funcționalitatea șanțului, evitând blocarea și inundarea zonei în perioadele ploioase. Vă mulțumesc anticipat, respect pentru viață. Deci, solicitarea a fost înregistrată la numărul 1280 de 11 aprilie 2022. Acum, văd că nu o vor, încercăm să
mergem mai departe. Cum se rezolvă situația asta? Mulțumesc. Aș mai este o solicitare adresată de către doamna Dima Niculina, registrată 1390 din 19 aprilie 2022, numită Dima Niculina din Comuna Bogdan, județul Bacău, vin cu solicitarea ca locul din spatele cimitirului Eroilor să fie trecut în patrimoniul comunal cu destinația Parc, în paranteză loc de joacă pentru copii. Și este semnată de Dima Niculina, atelierul Mihaela și Bordeanu Elena. Yeah.